Una dintre cele mai frecvente explicații pentru brutalitățile introduse de Vlad Țepeș este că acestea le-ar fi deprins în timpul captivității sale în Imperiul Otoman. Această perioadă, critică a copilăriei, l-ar fi traumatizat adânc și marcat pe viață. Prin diferite abuzuri, otomanii l-ar fi transformat într-un caracter sadic și nemilos, mare amator de trageri în țepi. În lipsa afirmațiilor provenite din gura Horpana, voievodului însuși, despre această perioadă și în condițiile în care romancieri și ghiduri turistice se întrec în mitizarea acestor ani, acest episod dorește să scoată adevărul din praful sertarelor istoricilor. Vlad și frații săi au dus, cel puțin parțial, o viață pe care puțini și-ar putea o închipui de la niște ostateci aflați într-un mediu foarte ostil, în imediată apropiere a fabricii otomane de sclavi. Ilk Bahar gelince, Dracolaila, Vâlcoluna Adam Göderdiler, ve kapıya çağırdılar. Vâlcolu kendi gelmeyip, iki oğlunu gönderdi. Dracula, Vâlcolunun böylene yaptığını görünce kendisi ve iki oğluyla devlet eşiğine geldi. Gelir gelmez, Dracula'yla iki oğlunu tuttular. Dracula'yı Gelibolu hisarında iki oğlunu da Germiyan vilayetinde Erigöz kalesinde hapsettiler. Vâlcolunun iki oğlunu ise Tokat kalesinde hapse kaydılar. Vă salut, numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric profesionist și osmanist, adică specialist în istoria și limba otomană și fac parte din proiectul Corpus Draculianum, care își propune editarea tuturor documentelor de orice gen de la și despre voievodul Vlad Țepeș. Am citat din cronica lui Aşık Paşazade, scrisă undeva în anii 1480-1490, în timpul domniei sultanului Bayezid al II-lea. Acest episod este dedicat băiatului de la butoane, cel care l-a dorit în mod deosebit. Dacă vă place, la fel de mult ca mie, rezultatul muncii sale eroice de montare și animare a acestui video, dați-i vă rog cel mai gras like, abonați-ne și faceți hatârul, atenție, am spus hatâr, nu catâr, să vadă cât mai multe clopoțele de atenționare trase corespunzător în țeapă. Vlad Țepeș a ajuns prima dată în captivitatea otomană în aprilie 1437, la vârsta de doar 6-7 ani. Vlad Dracul, tatăl său, venise în Valahia cu ajutorul împăratului Sigismund de Luxemburg. Slăbiciunea susținătorilor săi catolici avea să expună Valahia și pe noul voievod în fața unor devastatoare atacuri otomane. Într-un final, otomanii au oferit pacea și protecția în schimbul supunerii sale. Pentru aceasta, voievodul trebuia să-și trimită primii fii născuți, Mircea și Vlad, ca ostateci, garanție, adică pentru loialitatea tatălui lor. Dacă acesta îi trădea pe otomani, fiii erau uciși sau cel puțin orbiți, așa cum se întâmplase cu fiii despotului Serbiei, luați ostateci în același timp. Mulțumit de prestanța lui Vlad Dracul, Murat l-a reținut la curte doar pe Vlad, fiul cel mic, lăsându-l pe Mircea să se întoarcă acasă. Probabil că micul Vlad a putut sta vreo 3 ani la curtea din Edirne, adică Adrianopol. În 1440 sau 1441, acesta a fost lăsat să se întoarcă acasă după instrucția în Palatul Sultanului sau în proximitatea acestuia. Vedeți dumneavoastră, există o mare preconcepție perpetuată nu numai în manualele de istorie. Indivizi ca Vlad și frații săi erau, să zicem așa, ostateci de lux. În altul lor rang și legile diplomației vremii cereau ca aceștia să fie tratați corespunzător și nu să fie pur și simplu aruncați într-un turn întunecat, mereu prea umed și populat de prea multe răzătoare. Exemple paralele ne arată două scenarii.
unii ostateci erau tratați ca recruți de firme, copii luați de la populațiile balcanice, despre aceasta într-un video separat, și care, trecuți de cele mai importante tiraje, aveau marele privilegiu să beneficieze de cea mai aleasă educație în Palatul Sultanului, pentru ca mai apoi să slujească în administrația otomană, care era compusă aproape exclusiv din sclavi. Acești învățăcei slujeau mai întâi ca pași, iciolan în osmană, adică băieți de interior sau de palat. Cei mai importanți dintre aceștia aveau chiar norocul să învețe alături de prinții otomani și de alte progenituri ale celor mai de vază elite otomane. Altă posibilitate era ca acești ostateci să ajungă în casele elitelor creștine, care și ele făceau parte din cosmopolitul aparat administrativ otoman din secolul 15. Cu alte cuvinte, în loc să învețe osmana și Coranul în Palatul Sultanului, învățau greaca și Biblia în vilele fostelor elite bizantine reciclate de către noi stăpâni. Așa s-ar putea explica legăturile dintre Vlad Țepeș și grecul Catavolinos, trimis de sultan să câștige încrederea voivodului, dar eșuat în misiune și înțepat, cum altfel, pe la începutul anului 1462. În urma unor ofensive de succes ale armatelor ungare conduse de Iancu de Hunedoara, situația otomanilor s-a înrăutățit. Vlad Dracul, care căuta să-și asigure domnia prin mijloacele competentei sale diplomații, negocia cu ungurii pentru a trece de partea lor. Otomanii, șocați de înfrângerile din Transilvania și Valahia împotriva lui Iancu, l-au somat pe Vlad Dracul să se prezinte la poartă, unde însă avea să fie arestat și întemnițat în cetatea Gallipoli. Acuzat de trădare, voivodul a fost nevoit să cheme din țară pe fiii săi, Vlad și Radu, și să-i dea pe mâna otomanilor pentru a-și recapăta libertate. Cei doi copii, acum în vârstă de aproximativ 13, respectiv 5 ani, au fost trimiși mai întâi la Bursa, vechea capitală otomană în Anatolia, și de acolo în cetatea Irigoz, în munții Anatolii. Această captivitate pe vârful munților a fost deosebit de grea, semn al neîncrederii otomanilor în tatăl lor. Între timp, acesta pierduse însă domnia ca urmare a unei alte bătălii pierdute de otomani și fusese nevoie să se retragă în Imperiul Otoman. Fiindcă sultanul Murad al II-lea se lăsase convins de talentul politic al lui Vlad Dracul, a dispus eliberarea fiilor acestuia din Negrigus și transferul lor în fostul oraș bizantin Ninfaion, astăzi Kemal Pasha, în Turcia. Acolo, probabil, au trăit în fostul palat bizantin din oraș, ale cărui ruine pot fi văzute și în ziua de astăzi. Traiul într-un palat se potrivea mai bine rangului de prinț al lui Vlad și Radu, fiind tratați de acum cu oarecare demnitate, intenția otomanilor fiind aceea de a atrage loialitatea lor și a familiilor lor. Totuși, pericolele nu au trecut cu totul. După recuperarea domniei, Iancu de Hunedoara și regele Ungariei l-au forțat pe Vlad Dracul să trimită un corp de oșteni valahi la bătălia de la Varna, în Bulgaria, noiembrie 1444, corp aflat sub conducerea lui Mircea, fiul său cel mare. Refuzul voievodului ar fi putut echivala cu pieirea de mâna ungurilor. Acceptarea însă punea în pericol viețile fiilor săi mai mici, ținuți ostateci în Anatolia. Vlad Dracul a încercat un compromis. L-a instruit pe Mircea să nu acționeze prea ofensiv împotriva otomanilor. Faptul că Mircea nu s-a putut abține să nu bată aripa dreapta otomanilor și să jefuiască mai apoi tabăra otomană, practic singurul succes al armatei cruciate la Varna, vădește însă o prea mare lipsă de grijă față de viețile fraților săi, care, la drept vorbind, peste câțiva ani îi puteau deveni rivali la tron. Nici anul următor, când masacra 300 de oșteni otomani lângă cetatea Giurgiu, expunând cadavrele lor la malul Dunării, Mircea, a cărui biografie fi sigur că o vom discuta pe viitor, nu-și va schimba atitudinea față de porunca tatălui său, care, probabil între timp, deja ajunsese să-i creadă morți pe fiii săi mai mici.
Dar, până la urmă, ce a împiedicat execuția sau cel puțin orbirea acestora? Sultanul Murad probabil anticipase schimbarea rapidă a poziției lui Vlad Dracu față de unguri, în condițiile eșecului lamentabil al acestora și al celorlalți cruciați la Varna. În 1446 ajungea la Târgoviște o delegație otomană cu o ofertă nesperată pentru Vlad Dracul. Dacă se dezicea de creștin și se supunea iară sultanului, acesta îi garanta viața și libertatea fiilor săi. Cel târziu, în aprilie 1447, când Vlad Dracul aducea haraciul la Edirne, Vlad și Radu au primit permisiunea de întoarcere acasă. Despre uciderea lui Vlad Dracu și a lui Mircea în decembrie 1447 și fuga lui Vlad și a lui Radu înapoi la otomani, am vorbit deja în alt episod. Și tot cu același elan, așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile în limba slavonă, vă pot ura și eu și Dumnezeu să vă veselească! La revedere!